Un om politic activ, dar și cu importante funcții de execuție. Acesta este Alexandru Petru Frătean, senatorul de Mureș, ales anul trecut în Colegiul Reghin. A fost pe rând director de societăți comerciale, director general în Ministerul Economiei, vicepreședinte al Consiliului Județean, prefect. Totuși, niciuna dintre funcții nu i s-a părut atât de complexă și importantă ca cea de membru în Senatul României. Toată viața mea activă, matură, să spun, de om matur, a fost un executiv permanent, un șef de atelier, un șef de secție, director, ministru, prefect, Consiliul Județean și așa mai departe. Din această perspectivă, viața ca senator este total diferită. Parlamentul este instituția supremă în stat, dar și locul în care se iau cele mai importante decizii pentru prezentul și viitorul cetățenilor. Senatorul Frătean este conștient de acest lucru și mărturisește că îi se pare o mare responsabilitate fiecare acțiune pe care o întreprinde din postura de membru al Senatului. Una dintre instituțiile supreme ale statului este vârful instituțiilor democratice din România și din orice stat democratic și civilizat, care legiferează și care stabilește prin vot cum trebuie să funcționeze societatea românească. Cum trebuie să fie salariile, cum trebuie să fie regulile, cum trebuie să fie legea circulației, cum trebuie să fie legile muncii, cum trebuie să fie codul fiscal. Vorbim de o foarte mare responsabilitate și de nevoia unei analize extrem de serioase a fiecărui gest pe care îl faci, a fiecărui vot pe care îl dai. Senatorul Frătean consideră la fel ca alți colegi ai săi din Parlament că cetățenii nu pot avea o imagine corectă asupra activității de ales al țării și tocmai pentru că nu știu exact ce înseamnă să fii parlamentar, unii vorbesc în necunoștință de cauză. Oamenii cred, au imaginea formată într-un fel sau altul asupra ceea ce înseamnă un parlamentar, un senator, spre exemplu, că, cum e cazul meu. Dar atunci când emit judecăți și iau decizii pe baza lor care le afectează viața sau poate afectează, eu știu, situația altora, poate că ar fi bine să știe despre ce este vorba. Invitat în emisiunea Șahmat, moderată de Ovidiu Ilisan, senatorul Frătean a subliniat cât de importante sunt ședințele pe comisii de specialitate, cele care nu se văd la televizor și despre care se vorbește prea puțin. Acestea sunt esențiale pentru legile ce urmează a fi promulgate și ocupă o bună bucată din timpul parlamentarilor.